Stela Danilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la știrile amiezii pe TVR Moldova. Iată câteva titluri. Premierul Pavel Filip a făcut un bilanț după 2 ani de guvernare și a prezentat perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova. Un tren de persoane a deraiat în această dimineață în apropiere de Milano. Sunt morți și 10 de răniți. Românca Simona Halep s-a calificat în premieră în finala de la Australian Open după 3 seturi dificile cu Kerber. Halep o întâlnește pe Wozniacki în ultimul act. La 2 ani de la învestire, guvernul Filip face bilanțul realizărilor și lasă deoparte eșecurile. Executivul a trecut pe listă mai multe reforme, o creștere economică și o majorare a veniturilor la bugetul de stat. Iar într-o altă listă sunt trecute prioritățile pentru 2018, care sunt de fapt probleme cronice ale Republicii Moldova. Guvernul Filip își asumă meritele pentru mai multe reforme, multe din ele aprobate, dar mai puțin implementate. Premierul bifează la ceas aniversar o creștere economică de 4%. O analiză făcută de portalul Mold Street arată că această creștere este mult sub evoluția din anii 2010, 2011 sau 2013. Pavel Filip mai spune că, datorită eforturilor guvernului, veniturile la bugetul de stat au crescut cu 18%, în timp ce experții susțin că aceste venituri sunt, de fapt, din amenzi și taxe mai mari. La realizări sunt trecută și creșterea salariului mediu pe economie, reforma pensiilor sau creșterea indemnizației unice pentru tinerii profesori și medici. În ultimul an de mandat, guvernul Filip a întocmit o listă cu priorități unde se regăsesc subiecte promise și de alte guverne. Interminabila reforma a justiției, reforma în sănătate și educație și drumuri mai bune. O foarte mare atenție trebuie să acordăm domeniului justiției și luptei anticorupție în anul 2018. De aceea consider prioritare următoarele reforme. Reforma cadrelor justiției, care va implica evaluarea integrității tuturor judecătorilor. Vom face reforma avocaturii și a curții constituționale. Modernizarea educației este de asemenea o altă prioritate, căreia îi vom dedica atenție sporită. Infrastructura drumurilor și cea energetică vor fi în capul listei priorităților guvernului. Guvernul Filip a fost votat de Parlament în seara zilei de 20 ianuarie 2016, în timp ce clădirea legislativului era înconjurată de protestatari nemulțumiți. Tocmai din acest motiv, deputații au votat componența guvernului fără ca șeful executivului să-și expună planul de guvernare. În timp ce mulțimea de afară protesta tot mai vehement, deputații și noi membri ai guvernului au fost evacuați. Oamenii legii nu au putut ține în frâu mulțimea, iar protestatarii au forțat ușa Parlamentului și au ajuns la parterul instituției. Aceștia au acuzat majoritatea parlamentară că instaurează ilegal un guvern. Guvernul Filip a depus jurământul de investire aproape de miezul nopții și departe de ochii presei. A fost sărbătoare la Iași cu ocazia împlinirii a 159 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri. Sute de oameni din România și Republica Moldova s-au întâlnit în Piața Unirii din capitala provinciei istorice Moldova pentru a da mână cu mână cei cu inima română. Mica Unire, realizată de Alexandru Ioan Cuza, a fost evenimentul decisiv care a dus la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. Capitala provinciei istorice Moldova a îmbrăcat straie de sărbătoare. Cu mic, cu mare, purtând tricolorul, românii de pe ambele maluri ale Prutului au marcat Mica Unire. Românii au venit din toate județele țării pentru a aduce un omagiu lui Alexandru Ioan Cuza, celui care a realizat unirea din 1859. De la Giurgiu! Da, am plecat ieri la 7 după amiază, la 23 din București și la 7 eram aici în Iași cu sentimentele încă din 1991, lupt pentru unire. Fiind zi liberă în România, celebrarea Micii Uniri i-a scos pe români din case. Cu toții au sărbătorit prin dans, muzică și voie bună. Pentru
Pentru comercianți a fost un prilej în plus de a-și expune produsele la un târg de meșteșugari. Eugenia Vasiliu și-a transformat pasiunea pentru simbolurile naționale ale României într-un mijloc de a-și câștiga existența. La sărbătorile naționale vinde drapele de toate formele și mărimile. Nu mai auzi din an dacă sunt patrioți, dar nu tot timpul anului. Eu sunt patriot cu trup și suflet, tot timpul anului, să știți. De asta m-am apucat și de brandul ăsta cu tricolor. De la A la Z tot făcut manual de mine. Alții și-au spus oful în versuri. Ca de la Marte să ne trezim cu toți la realitate. Să ne aducem noi copiii în țară. Că toți copiii s-au împrăștiat precum sămânța de scaiete pe cele 5 continente. Din Republica Moldova au venit la Iași pentru a marca Mica Unire peste 300 de oameni. Am dorit să fim prezenți aici la Unirea Mică care s-a săvârșit aici la Iași. Este important pentru noi deoarece a urmat acea mare unire care a fost între toate principatele române. Românii din Republica Moldova au venit cu un mesaj ferm la Iași, adresat autorităților de pe ambele maluri ale Prutului, unirea celor două state. A fost un program festiv nemaipomenit. Toată lumea este plină de energie, dornică să facă unirea, nu doar să o sărbătorească. Și sperăm cu tot din adinsul că anul centenar va aduce nu doar sărbători și fericire, distracție, dar va aduce și reunirea celor două state românești. Spre seară, centrul orașului Iași a fost luminat de tradiționala retragere cu torțe. Cel puțin două persoane au murit și alte peste 100 au fost rănite după ce un tren a deraiat azi dimineață în apropierea orașului italian Milano. Potrivit autorităților locale, 10 persoane se află în stare gravă. La locul accidentului au ajuns mai multe ambulanțe și echipe de descarcerare. Trenul făcea o cursă între orașele Milano și Cremona. Autoritățile locale au anunțat întârzierea ale trenurilor pe această rută. Cursata Ronda Seara Oradea București a fost la un pas să se întoarcă din drum. Unui bărbat de 42 de ani s-a făcut rău la scurt timp după decolare. Avea simptomele unei crize de epilepsie. În avion s-a aflat și ministrul Sănătății din România. Medic de profesie Florian Bodog a observat simptome specifice, a intervenit imediat și l-a resuscitat când a constatat că nu mai are puls. Inima pasagerului a repornit și avionul și-a continuat zborul. Pe aeroportul Otopeni din București, o ambulanță era pregătită să-l preia, dar bărbatul l-a refuzat și a precizat că nu a mai avut astfel de probleme. Zeci de elevi din Grigoriopol parcurg zilnic mulți kilometri doar pentru a face cursurile în limba română tocmai la Dorotskaya. În 12 ani de școală, copiii ar putea face lejer ocolul pământului. Povestea lor impresionantă peste câteva momente în telejurnal. Alexei Navalny, unul dintre principalii rivali ai președintelui Vladimir Putin, susține că Rusia este stat polițienesc. El s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului că autoritățile ruse interzic manifestările pașnice și operează arestări arbitrare. Cu amănunte vine corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iura. Alexei Navalny susține că autoritățile ruse fac tot posibilul pentru a-l împiedica să-și organizeze mitingurile de protest, ceea ce, în opinia sa, este o încălcare gravă a drepturilor cetățenești și chiar a Constituției Federației Ruse. Plângerea depusă de Navalny la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului se referă la perioada 2012-2014, când a fost arestat și ținut în detenție de mai multe ori. As an initial matter, the applicant submits that his administrative arrests and detentions were unjustified. La audieri a fost și reprezentantul oficial al autorităților ruse, care a susținut că în proporție de 95% lui Navalny îi se dă autorizație să organizeze protestele, însă nu le acceptă. Așa este, confirmă și opozantul rus, însă autorizațiile sunt pentru locuri extrem de incomode pentru participanții la meeting. Ca să fie mai vizibil, Navalny vrea să protesteze chiar
în centrul marilor orașe, însă autoritățile îl trimit la periferie, în cartiere mărginașe sau chiar pe stadioane dezafectate. Opozantului rus i s-a respins candidatura la alegerile prezidențiale din martie pe motiv că a fost condamnat. Navalny susține că toate procesele intentate au fost motivate politic, exact cu scopul de a-l scoate din cursa electorală. Duminică, Navalny vrea din nou să scoată lumea în stradă, în 100 de orașe din Rusia, eveniment care cu siguranță se va lăsa cu arestări și cu intervenții în forță din partea poliției. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Rea. Cine s-ar fi gândit că drumul spre școală poate fi măsurat în zeci de mii de kilometri? E o realitate dură pe care o trăiesc de 16 ani elevii din liceul de la Grigor Iopol din regiunea transnistreană, care pentru a face cursuri în limba română sunt nevoiți să facă zilnic naveta până la Dorotskaya. Astfel că din clasa 1-a și până în clasa 12-a parcurg nici mai mult, nici mai puțin decât 43 de mii de kilometri. Jurnaliștii Irina Bejenaru și Cătălin Virschi le-au numărat pașii într-un reportaj marca știrile TVR Moldova. Pentru povața anilor de școală, elevii din Grigoriopol fac zilnic naveta până la Dorotskaya. Poarta liceului e ca la o gară auto. Acolo opresc trei autocare mari, din care coboară zilnic 148 de elevi și câțiva profesori. Pentru ei, orele nu încep la 8:30 de minute, așa cum încep majoritatea elevilor din țară, ci când toată lumea pleacă acasă. Abia atunci se eliberează sediul liceului din Dorotskaya, care în partea a doua zilei se cheamă Liceul Ștefan cel Mare Grigoriopol. Te-ai gândit vreodată câți kilometri ai parcurs în 12 ani ca să ajungi la școală? 20 încolo, 20 înapoi până acasă. S-ar părea că nu-i chiar atât de mult și apoi cine stă să le mai numere pașii? Doar că pașii sunt foarte mulți și însumat se adună cam 43 de mii de kilometri. Adrian Caliga este elev în clasa a 12-a și aproape de sfârșitul traseului. Îi vine greu să creadă că drumul spre cunoștință a fost atât de lung. 43 de mii de kilometri ar însemna cam din Vladivostok până în Mozambic. E imposibil. Foarte mult. Și totuși, de ce faci acest efort ca să înveți aici? Pentru că ni se încalcă drept acolo la noi acasă, să învățăm în limba noastră maternă, în limba română, să scrim în grafia latină. Cifra îi îngrozește pe elevi, dar realizează că 43 de mii de kilometri sunt de fapt prețul pe care îl plătesc pentru luxul de a învăța în limba română. S-ar spune astăzi, uite, trebuie să pornești într-un drum de 43 de mii de kilometri. De astăzi, timp de 12 ani de zile, te-ai pornit? Cred că nu știu. Și la școală te-ai pornit? La școală m-am pornit. Pentru că primim o calitate înaltă de învățământ, care avem posibilitatea să ne facem studiile atât aici în țară cât și peste hotare. Și cred că asta este mai bine pentru viitorul nostru. Pentru că suntem la ora de geografie, e tocmai locul potrivit unde putem vedea și pe hartă cam cât înseamnă 43 de mii de kilometri. Doamna profesoară, până unde putem ajunge? Încerc în jurul ecuatorului, măsoară aproximativ 40 de mii de kilometri. Adică niciun cerc în jurul ecuatorului nu e suficient, mai rămân. De la ora de geografie la cea de matematică, pentru că și aici s-ar mai putea face niște calcule. Parcurs de un an de zile, 5780 s-au primit, dar sunt elevi care parcurg o distanță și mai lungă. Programul lor e cronometrat cu mare precizie. Autocarele opresc în anumite stații, elevii sunt numărați, iar la sfârșitul orelor toate locurile din autocare trebuie să fie ocupate, astfel încât să nu rămână vreun elev rătăcit pe holurile școlii. Efortul e mare, dar se merită, spun elevii. Venim la ore la 1:15 la autobuze, începem ore la 1:45. Deci, poate că pentru cineva asta este un pic straniu, un pic ciudat, însă noi ne-am deprins cu aceasta. Când spun 43 de mii de kilometri, cum vezi aceasta? Ai gândit atât de mult? Îmi dădeam seama, dar asta merită, cred că. Pentru că
chiar și părinții mei, chiar și au ales această cale ca să merg aici la școală, pentru că sunt mai multe oportunități aici și mai multe posibilități. Iarna se mai întâmplă ca din cauza drumului autocarele să nu pornească în călătorie. Dar în restul zilelor, toată lumea e așteptată în stații fără întârziere. Dar ți s-a întâmplat vreodată să întârzi la autobuz? Au fost câteva cazuri. Și ce ai făcut? Am rugat-o pe mama să mă duc până la școală. De 2 ani, la liceul din Grigoreopol, cu sediul la Dorotskaya, vin și elevi din localități și mai îndepărtate. Sunt 10 la număr și sunt originari din localitățile Butor și Tașlâc. Copiii care vin de la Butor parcurg de 2 ori mai mult. Adică dacă ai noștri parcurg 38 de kilometri, ei parcurg 70 de kilometri în fiecare zi, tur-retur. Da, este un eroism. Deci sunt copii și părinți. Drumul ne costă. Ne costă. Noi pentru arenda autocarilor plus microbuzul nostru avem cheltuieli la 800 de mii anual. Vreo 800 de mii, poate ceva și mai mult. Cu aproape 1 milion de lei anual prevăzut pentru transport, școala ar putea administra cu ușurință un sediu în Grigoreopol sau chiar pe cel din care au fost alungați. În 2002, liceul a fost evacuat pentru că administrația separatistă a obligat școala să predea cu alfabet chirilic în așa numita limba moldovenească. Atunci autoritățile de la Chișinău le-au oferit temporar sediul liceului din Dorotskaya până se va găsi o soluție. Doar că de 16 ani soluția întârzie să apară. Nu ne-am gândit nici noi că poate să doresc așa de mult acest conflict și mai ales că vor fi puși în joc copiii. Ceea ce li se întâmplă elevilor din liceul Ștefan cel Mare din Grigoreopol se numește încălcarea dreptului la educație, constatată și de CEDO în 96 de cazuri încă în 2012. În toate cazurile a fost condamnată Federația Rusă, iar Republica Moldova a fost obligată să le garanteze acestor copii dreptul la educație. Federația Rusă nu a executat hotărârea CEDO nici după 5 ani, iar Chișinăul a reușit în acest timp să semneze cu Tiraspolul câteva decizii protocolare, dar care nu ajută cu nimic elevii din Grigoreopol. Decizia protocolară, încă o dată reiterez, nu conține careva informații care ar soluționa problema anume acestei școli. Deci, prin urmare, ce ar trebui să facă statul, evident, urmează să insiste asupra retrocedării imobilului din orașul Grigoreopol, astfel încât să fie realizat dreptul la educație, anume în localitățile. Pe lângă liceul Ștefan cel Mare din Grigoreopol cu sediul la Dorotskaya, în regiunea transnistreană mai sunt 7 școli care plătesc anual administrației separatiste o chirie pentru a putea ține lecții în limba română. Satira britanico-franceză Moartea lui Stalin nu ajunge deocamdată la publicul din Rusia. Autoritățile spun că filmul distruge imaginea unor personaje istorice. Societatea civilă din Rusia vorbește însă despre un nou act de cenzură. Liviu Iurea ne spune de ce au interzis rușii acest film. Cu 2 zile înainte de a rula pe marile ecrane, Ministerul Rus al Culturii a interzis difuzarea filmului și a trimis pelicula la o nouă vizionare. Motivul? Abordarea din film ar fi una extremistă și întinează memoria celor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Film foarte neprijatnă, vă știți, такая istorie. Во-первых, он скучноват. Ministrul Culturii, Vladimir Medinski, susține că trebuie stabilită o limită între analiza critică a unor episoade din istorie și tratarea subiectului în bătaie de joc. Надо действовать. Мне нужна ваша помощь. Я вынужден доложить об этом разговоре. Это вредительство и саботаж служебной деятельности члена президиума. Ты бы видел свою рожу. Mareșalul Gheorghe Jucov, căruia îi se atribuie rolul decisiv în înfrângerea Germaniei naziste, este prezentat în film ca un personaj de-a dreptul bufonic. De ani de zile, statuia lui Jucov tronează la intrarea în Piața Roșie. Regizorul spune că a abordat într-un registru comic lupta pentru putere la vârful elitei sovietice după moartea lui Stalin. The comedy is all about what's going on inside the Kremlin, the power struggle. Paradoxal sau nu, pentru mulți ruși, dictatorul Stalin rămâne un idol al secolului 20 și este considerat liderul victorios al națiunii în cel de-al doilea război mondial. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea.
Papa Francis condamnă știrile false și rolul lor în intensificarea divergențelor. Suveranul pontif subliniază caracterul nefast al fenomenului fake news, folosit mai ales pentru câștiguri politice și economice. Papa Francis a comparat răspândirea dezinformării cu povestea din Biblie a ispitirii Evei de șarpe și a afirmat că succesul știrilor false se explică prin faptul că acestea se adresează lăcomiei umane. Șerpi veninoși, cărămii sparte cu capul, salturi printre flăcări. Sunt doar câteva dintre spectaculoasele imagini de la o demonstrație a militarilor din trupele speciale din Indonezia. Totul a avut loc în prezența secretarului american al apărării Jim Mattis, care, spun gazdele, a fost foarte impresionat de nivelul de pregătire al indonezienilor pentru situații extreme. Dacă noi în 2009-2010 mizam la 10-12.000 de persoane pe an, anul trecut am primit deja peste 70.000 de persoane. Noi am dorit ca oamenii care vin la noi să viziteze țara noastră, nu doar să facă excursii, dar de ce nu să îmbine și sportul. În ultima perioadă am observat mai mulți turiști ca să vină și chiar am observat localnici să se ocupe mai mult cu sportul. Ce este turismul de aventură și cum poate contribui acest segment la creșterea atractivității Republicii Moldova, aflați astăzi la Obiectiv Comun. De câte ore au nevoie chinezii ca să construiască o gară? Nu este o anecdotă, deși răspunsul este aproape incredibil, de 9 ore. 1500 de muncitori au lucrat neîntrerupt în cele 9 ore la ceea ce va fi unul dintre punctele importante de pe harta feroviară a Chinei. Gara este gata, dar va fi dată în folosință la sfârșitul anului. Până atunci, chinezii vor construi încă 246 de kilometri de cale ferată. Pe teritoriul Franței a fost emis alertă de inundații, iar la Paris nivelul fluviului Senai a crescut atât de mult încât embarcațiunile nu pot trece pe sub poduri. Apele fluviului se ridică la cel puțin 3,3 metri peste nivelul normal și au ajuns în unele locuri pe străzi, așa că parizienii au fost sfătuiți să-și ia măsuri de precauție. Autoritățile au închis zonele de promenadă de-a lungul Senei, iar plimbările cu barca au fost suspendate. Unii specialiști sunt de părere că nivelul apei ar putea depăși pragul din 2016. Când fluviul, care ajunsese atunci la 5 metri, le-a dat emoții francezilor. Atunci, sute de oameni au fost evacuați, atracțiile turistice au fost închise, iar operele de artă din Louvre au fost mutate. Se așteaptă ca nivelul Senei să atingă un nivel maxim la sfârșitul acestei săptămâni. Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, s-a calificat în premieră în finala turneului Australian Open. În semifinala de azi dimineață, Halep a învins-o dramatic în 3 seturi pe germanca Angelique Kerber după 2 ore și 20 de minute de joc. Simona Halep s-a impus în primul set cu 6-3 după ce a condus cu 5-0. Kerber a revenit însă în setul secund pe care l-a câștigat cu 6-4. În setul decisiv, românca s-a impus cu 9-7 după ce a salvat două mingi de meci la scorul de 5-6. Simona a făcut astfel unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei sale. I tried to be very calm, but today it was like a roller coaster up and down. But I didn't give up, not even a ball, and it was just what matters because if you don't give up, you can win the match in the end. So I did it very well, and I'm really proud of myself, actually.
Halep va juca sâmbătă cea de-a treia finală de mare șlem a carierei după cele două pierdute la Roland Garros în 2014 și 2017. Românca o va înfrunta în finală pe daneza Caroline Wozniacki, numărul 2 mondial, care a trecut-o azi de belgianca Elise Mertens cu 6-3, 7-6. Câștigătoarea finalei va ocupa de luni locul 1 în clasamentul WTA. Situație incredibilă la un concurs de frumusețe a cămilelor din Arabia Saudită. 12 animale au fost descalificate pentru că stăpânii lor au încercat să le facă mai arătoase apelând la Botox. Anual, la festivalul care poartă numele regelui Abdulaziz, mii de mamifere defilează prin fața juriului de specialitate. Acesta evaluează animalul ținând cont în special de forma buzelor. Premiul atât de generos, de 57 de milioane de dolari, i-a făcut pe unii proprietari să trișeze. Când au descoperit tentativa de fraudă, jurații au scos imediat animalele din competiție. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Nu pierdeți telejurnalul de la 18. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere!